Am venit de la Chișinău cu artiști de la mic la mare. Eu sunt Maria Stoianov, sunt președinta Asociației Suflet de Artist din Basarabia. Am creat această asociație cu un alt suflet de artist care, v-am spus, are pe aici, pe la dumneavoastră, o colibă frumoasă, un bordei bine săpat într-o bucată de munte. Este vorba de vicepreședintele Asociației Suflet de Artist, Ion Prisăcaru. Și a doua ediție a Festivalului Suflet de Artist îl aducem la Slănic, Moldova. Vreau să vă spun că suntem frați. Vreau să vă spun că în venele noastre curge același sânge. Am menționat într-un interviu și am spus de multe ori. Intelectualii vor unire de peste 200 de ani. Pătura mijlocie, talpa țării cea mai valoroasă, vor să trăiască bine. În anul centenarului, noi ne dorim unire frățească, sufletească, spirituală. Și dacă ne vom uni spiritual, toate hotarele vor dispărea. Toate congresele, migdalurile și toate cărțile de istorie care vor fi scrise vor fi pe planul 2. Sufletul omului, sufletul românului va fi pe prim plan. Și am pregătit pentru dumneavoastră cântece nu pur și simplu de sărit în sus sau de nu știu ce. Cântece care pun omul să mediteze asupra cuvântului și a prestației artistice, a unei valori, valori. Și prima mea piesă se numește Bună vreme, prutule. Și o cânt cu mare drag pentru dumneavoastră. Bună vreme, Slănic, Moldova! Sper să se audă cuvintele. Bună vreme, frutule, măi, măi, frutule, bătrânule, măi, măi, am venit să te mai văd, să te-ntreb la stoță ședul foc. Am venit să te mai văd, să te-ntreb la stoță ședul, măi, măi, că tu, frate, mult de știi, măi, măi, mult de știi de unde vii, măi, măi, mult de vezi și mult de auzi, printre maluri mult ascunzi o floc. Mult de vezi și mult de auzi, printre maluri mult ascunzi, măi, Yeah.
mulțumesc frumos prin străinătare greu. Noi, basarabenii, de 200 de ani stăm dincolo de Prut și tot revenim cu sufletul ca să ne unim, să scoatem hotarul dintre frați. Chiar dacă oamenii cu gospodăriile au garduri și printre gard se poate o scundură de dat la o parte și te strecuri la fratele tău sau la sora ta și rupi sau furi un măr sau ca la eu în creangă ucireașă, numai decât o furi. Doamnelor și domnilor, în acest program ne-am dorit să vă simțiți bine, să dansați, să jucați, că numai primarul vă vede și cine dansa, va dansa mai bine o să-l primească fără rând la primărie acolo. Eu vreau să invit alături de mine directorul festivalului Suflet de Artist. Este regizor de specialitate, un bun profesionist, un mare profesionist. Avem 3 ediții a festivalului Suflet de Artist la Chișinău, în municipiul Strășeni, alături de doamna primar Valentina Casian. Și cu mare drag ofer cuvântul unei doamne. Claudia Nestor! Doamne! Nu pleca din noi, din credința milenară. Adă, Doamne, înapoi Basarabia în țară. Iartă-ne, jefuitorii, de păcate îi dezleagă și adă-ne la sânul țării Basarabia întreagă. Nu uita, slăvite Tată, din înalta ta lumină înrobită, sfârtecată, dulcea noastră Bucovină. Noi și duși de-al țării plai, jefuiți și duși pribeci, am rămas cu același grai și cu dorurile întregi. Scoate-i, Doamne, din mizerii, pe românii duși și goi în biserii. Iartă-ne această rugă, dar e dreaptă. Nouă în cele 4 zări, întregește-ne zidirea. Și dă-i, Doamne, pace acestei țări și dă-i, Doamne, în veci unirea! Suntem români și venim din Moldova, de dincolo de Prut. Noi, oriunde și oricând, venim cu cântece, cu tradiții, cu obiceiuri. Programul nostru de astăzi vor evolua, în programul nostru de astăzi vor evolua artiști de dincolo de Prut, artiști cu renume, cum este Veronica Mihai, artista poporului, Maria Țărnă, artistă emerită, Vasile Pascaru, Savili Cojocaru, Sabina Antoci, Daniela Pleșca, cea care deja ați auzit-o, și desigur, Maria Stoianov. Ajung și la formația alternativă. Și desigur, Maria Stoianov, artistă emerită din Republica Moldova, dar noi zicem că este artista poporului. Președinta Asociației Suflet de Artist, cea care a inițiat acest minunat festival, care se organizează în colaborare cu primăria municipiului Strășeni. Și iată, ideea de a extinde acest festival aici, acasă, la noi, în România, așa ne place nouă să spunem, împreună cu co-organizatorul, cu președintele Asociației Suflet de Artist, Ion Prisacaru. Eu vreau să vă doresc audiție plăcută și dă, Doamne, ca acest festival să se organizeze aici în fiecare an. Și eu cred că noi trebuie să mulțumim domnului primar de Stănic Moldova și, desigur, și întregul colectiv primării de Stănic Moldova. Audiție plăcută! Claudia Nestor, directorul festivalului. Doamnelor și domnilor, am hotărât ca să-l ținem pe domnul primar, pe domnul Gheorghe Baciu, lângă noi mai mult timp, să-l invităm și să invităm oaspeții un pic mai târziu. Să stea să se uite și domn primar la noi, să ne vadă și pe dumneavoastră să vă vadă și dumneavoastră să-l priviți, să vedeți cum comunică cu lumea. Nu-i așa? Bună idee! Bună idee! Înainte de a invita un sufletel de artist în fața dumneavoastră, eu tare mult mi-amintesc de acea măsuță la bunei mei
de lemn, micuță, rotundă, cu trei picioare, de scăunelele cele care se aflau sub un nuc în ogradă, unde ne adunam pe toți, ne adunau bunei, părinții, rudele, de Paște, de sărbători, ne adunau la acea măsuță cu trei picioare. Și am scris un cântec, sper să fie pe placul tuturor și să nu uităm că viața noastră este ca o nucă verde. O bate vântul, se coace, o dezgloacă și cade, dar esența rămâne, miezul. Și sper să vă adune Dumnezeu la măsuța aceea de lemn cu trei picioare. Astăzi toți avem mese mari din lemn masiv, lăcuite, n-au o crăpătură, dar sunt goale. Doamnelor și domnilor, ca să fie mai legătura asta dintre generații mai frumoasă, vreau să chem alături de mine un sufletel de artist, se numește Daniela Pleșca. Alaltă i-a împlinit 13 anișori. Mulți ani, Dănuța! Este o pianistă de succes cu premii internaționale, cântă la chitară. Este o fată care învață bine, are părinți
cu bună știință și educă copiii, cu bună măsură, să zic așa. Acest copilaj va cânta în astă seară și mâine seară și poi mâine seară muzică populară, muzică ușoară, muzică folk. Iar acum vreau să vă spun că Dana, în data de 26, în data de 2 septembrie, duminica viitoare, își lansează primul ei CD, Dorile din ochii mei. Să-i dorim succes! Și vreau să vă spun că aici sunt câteva CD-uri de-a Danielei și dacă cineva vrea să-i asculte vocea, am și eu vreo câteva, vă apropiați și m-a întrebat, doamna mare, dar cât, cum să dăm noi CD-urile? Dă-li gratis. Sau cât vrea omul, lasă atât să lesă. Asta e cel mai bine, cel mai corect. Nu o să mai îmbogățești artistul de pe urma unui CD. Dănuța, cucerește-i! Daniela Pleșca! Bună seara și bine v-am găsit! Am venit aici împreună cu producătorul meu, Maria Stoianov, care îmi scrie piese și vreau să-i mulțumesc cu această ocazie foarte mult pentru că mă susține și mă ajută mereu.
Daniela Pleșca, v-a plăcut? Mai revine! Mamă, dar ce public frumos sunteți! Nici la sala Palatului nu e așa public! Daniela Pleșca! Doamnelor, domnilor, pentru acest oraș, pentru acest primar, pentru că este un primar gospodar, și am vorbit și am iscodit multă lume de aici, a fost scris un imn pe versurile celui care, v-am spus, este copreședintele Asociației Suflet de Artist, pe versurile celui care și-a făcut un bordei într-un mal aici, la Slănic, Ion Prisăcaru, iar melodia și interpretarea îi aparține compozitorului. Un mare suflet de artist, Sabeliu Cojocaru, vreau să-l invit aici. Dacă este Sabeliu Cojocaru, să ne cânte imnul Slănicului. Ia uitați-vă ce mai fugi, și etișor, și etișor. Că de-am o mustața e sură. Bai de Sabeliu, și etișor. Doamnelor și domnilor, să aibă un oraș, un imn, este o mare onoare. Vreau să vă spun până ajunge domnul Sabeliu și să invit aici, cât domnul Sabeliu se pregătește, primarii din Republica Moldova, în frunte cu domnul primar de Slănic, domnul Gheorghe Baciu, doamna primar de la Greblești, Republica Moldova, consilierii, domnul primar din Baraboi, de unde își trage obârștia domnul Ion Prisăcaru, domnul primar de Baraboi. Și vreau să invit tot primarii, de la Comrat avem invitați, special la domnului primar Gheorghe Baciu. Cât dumneavoastră vă faceți comod în scenă, doamnelor și domnilor, pentru tot Slănic Moldova, pentru tot orașul, pentru toți oaspeții, domnul Sabeliu Cojocaru va intona imnul Slănicului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, Slănicul! Am fost mai de multe ori aici, dar cu festivalul sunt a doua oară și n-am putut să venim la prima ediție a festivalului să ne aducem un cadou muzical pentru Slănic Moldova. Hora Slănicului, muzica!
acasă, zboi ce mai de sol, și tota mai prietenoasă, slăbune de lume cu noi. Noi vrem să plecăm acasă, zboi ce mai de sol, și tota mai prietenoasă, slăbune de lume cu noi. Vă mulțumesc! Saveliu Cojocaru, domnilor și domnilor, vreau să invit mai aproape, mai în față aici, domnul primar de Slănic Moldova, cel care ne-a invitat aici în fața dumneavoastră, domnul Gheorghe Baciu! Bună seara din nou! Noi ne-am văzut de aseară cu unii dintre dumneavoastră. Sunt bucuros că astăzi începe a doua ediție a Festivalului de Obiceiuri și Tradiții Basarabene, dar pentru care am o recunoștință deosebită. Și dați-mi voie să îi invit într-o ordine, exact așa cum s-au desfășurat istoric, cronologic lucrurile. Domnul Ion Prisăcaru, prietenul meu și vicepreședintele Asociației Suflet de Artist, dar și cel care a venit cu această idee, la care imediat eu am fost de acord. Vă mulțumim, domnul Prisăcaru. Înainte de a-i da cuvântul domnului Prisăcaru, vreau să vă spun că până duminică, după programul afișat la hoteluri și aici în parc, o să desfășoare o serie de manifestări, de concerte. Vă rog să veniți, să susținem această tradiție, această cultură, acest sport și de ce nu să și dansăm, pentru că nu este interzis aici să facem o horă. Alte evenimente l-am anunțat, o noutate va fi pentru perioada octombrie-decembrie, se va deschide în foaierul cazinoului, a sălii de spectacole, un muzeu dedicat centenarului Unirii și la etaj un muzeu dedicat artei contemporane. Știți foarte bine că a fost a doua ediție a Festivalului de Artă Contemporană și încercăm și prin aceste evenimente să devenim mai atractivi din perspectiva diversității facilităților noastre turistice. Domnul Prisăcaru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domn primar. Bună seara, dragi slăniceni. Bună seara, stimați oaspeți ai Slănicului. Ne bucurăm că exact la un an de zile am revenit la dumneavoastră cu cea de-a doua ediție a Festivalului Obiceiurilor și Tradițiilor Basarabene și chiar sperăm că acest festival să devină o tradiție care să mulți ani înainte să se repete an de an. Mulțumesc din suflet domnului primar. Domnul primar și-a făcut emoții, eu de la Chișinău simțeam emoțiile lui. S-a făcut griji pentru ca acest festival să se desfășoare în acest an la un nivel mult mai avansat decât în anul trecut, dar, cum se spune, ne învățăm pe greșeli și luăm învățăminte din greșelile care le facem. Sperăm că acest festival din acest an să vă aducă mai multă relaxare, să vă aducă mai multe momente plăcute, pentru ca să vă duceți de aici, de la Slănic, sau cei care locuiesc în Slănic, să vă acumulați energie pentru multă perioadă, până la anul să vă ajungă. Noi vom veni și vă vom împrospăta cu acele, ați văzut, melodii, cu acele momente plăcute. Vreau să spun într-un ceas bun și în acest an ediția a doua a festivalului, și să ne întâlnim cu alte ocazii. Mulțumim, domnule Prisăcaru. A doua persoană care a susținut festivalul, bineînțeles, doamna Maria Stoianov, v-a spus câteva cuvinte. Doamna Claudia Nestor, trebuie să vă ridicați, să veniți puțin, că stați acolo. Doamna Claudia Nestor este directorul festivalului de la Strășeni. Doamna primar de Strășeni a fost astăzi aici la conferința noastră, la simpozionul nostru, la masa rotundă. Am și semnat documentele de înfrățire. O invit pe doamna Claudia Nestor și o rog să transmită și cuvântul doamnei primar, pentru că este consilier municipal la Strășeni.
Vorbeam mai devreme că oriunde și oricând renaștem prin cultură, prin valorile perene ale neamului nostru, prin tradiții, prin obiceiuri, prin cânticele noastre românești. Mesajul nostru a festivalului este să reîntregim țara. Și noi credem că asta va fi. Anul centenarului este dedicat această ediție. Trăiască România Mare! Vă mulțumim, trăiască România Mare! De la început a fost alături de noi domnul primar de la Milești Mici, care astăzi este președintele raionului Ialoveni. Din păcate dumnealui nu a putut ajunge, dar are un delegat de seamă, domnul vicepreședinte al raionului Ialoveni. Vă invit, domnul vicepreședinte Ifrim, să spuneți câteva cuvinte. Bună seara! Sunt onorat și foarte bucuros să mă aflu astăzi aici și vreau să mulțumesc domnului primar pentru această ocazie. Vreau să vă duc sincere salutări cu urări de bine din partea domnului președinte Lean Carmanu. Noi reprezentăm raionul Ialoveni, zona centrală a Republicii Moldova, cu o populație de 100.000 de locuitori. Este un potențial pentru domnul primar, că prezentarea pârtiei care a fost făcută azi, am spus domnul primar că vinul de la Ialoveni în munții Carpaților este mai gustos, își toate caracteristicile își le emană aici. Vreau să spun că să mulțumesc încă o dată domnului primar pentru un om cu calități intelectual manageriale înalte. Prima dată am fost în 1994 la Slănic, Moldova. Peste 22 de ani n-am cunoscut localitatea și locurile. La mai mult și la mai mare, domn primar, succes și baftă! Vă mulțumesc frumos! Trebuie să invit alături de mine doi frați de-ai mei, o soră și un frate, doamna primar al comunei Greblești și domnul primar al comunei Baraboi. Dăm prioritate doamnelor și o rog pe doamna primar să ne spună câteva cuvinte. Astăzi tocmai am semnat documentele de înfrățire și suntem așa ca la început. Bună ziua! M-a cucerit Slănicul iarna, mă cucerește și vara. Salut localnicii din Slănic, salut cei care vizitează Slănicul, onorata delegație, strășeniul meu și nu în ultimul rând, fratele meu mai mare, domnul Gheorghe Baciu, primarul de Slănic Moldova. Aici fiind, nu o să fiu prea, o să fiu laconică. Aici fiind în ospeție la a doua ediție acestui festival frumos, vreau să spun că noi ne lecuim trupește și sufletește. Să fiți sănătoși și să ne revedem an de an și la acest festival și în această localitate frumoasă. Vă mulțumim, doamna primar. Domnul primar, haideți puțin mai aproape. Domnul primar a venit însoțit de artiști și de obiecte din comuna dumnealui. Vă mulțumim și vă rog să ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua, Slănic Moldova! Pentru mine astăzi este un eveniment deosebit, fiindcă particip la două măsuri, destul de importante pentru mine personal și pentru comunitatea mea. După cum a spus-o domnul primar, am semnat acordul de înfrățire și a doilea eveniment este că participăm, cu toate că festivalul este la a doua ediție, dar noi participăm pentru prima oare, cu atât mai mult că unul din organizatori, domnul Prisăcaru, este săteanul nostru și colegul meu de clasă. Și nu puteam să nu fim astăzi aici să-l susținem și pe domnul primar. După cum a spus, am venit cu o echipă, avem și noi un colectiv mic aici de artiști, avem o Maria Stoianov, care să o ascultați și dumneavoastră, și cu mica expoziție pe care o vedeți aici. Probabil la anul, domn primar, venim mai mulți. Deci, succes, realizări mari și să știți că noi, deja frații dumneavoastră, suntem alături
și dumneavoastră să fiți alături de noi. Mulți ani și succes în toate! Vă mulțumesc tare mult, domnul primar. Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Să fim foarte scurți, trebuie să-l invit pe responsabilul cultural de la raionul Ialoveni, care a trimis fanfara. Aseară am vorbit despre fanfară. Dumnealui este șeful culturii din raionul Ialoveni și rugăm să ne spună două cuvinte despre impresia dumneavoastră. Domnule primar, de fapt este anul centenarului și visul care noi îl avem de ani de zile și a bunicilor și a părinților noștri, după părerea mea, se începe a realiza, rămâne încă mult de făcut. Vreau să vă spun că acum la 100 de ani, doi costeșteni de ani noștri și încă 16 ialoveneni au votat Actul Unirii la 1918. Eu cred că acum i-aduce mintea și capul și pe parlamentarii de la Chișinău să îndeplinească acel vis al neamului nostru. Și vreau să vă mai spun, dragi turiști, oaspeți și locuitori acestei localități pitorești care a lăsat-o Dumnezeu pe această palmă de pământ, că raionul Ialoveni este înfrățit cu județul Bacău. Și vreau să mai spun că localitatea pe care o reprezint eu, costeștii noștri, este înfrățit cu orașul Bacău și respectiv se îndeplinesc multe proiecte. Și credem că visul să-l îndeplinim prin fapte frumoase. La mulți ani, să ne trăiți, domnule primar! Vă mulțumesc frumos! Am uitat ceva important și invit alături de mine toți consilierii locali de la Sănii Moldova, care astăzi au fost prezenți și au votat pentru unire. Vă rog, doamna Tudoreanu, am mai văzut și alții. Sunt însoțit de domnul viceprimar, care este prezent aici, nu? A fost și a plecat, da. Ei, le mulțumim mult că au votat pentru unire și pentru fraternitate, de altfel, da? Eu am fost la Strășeni și am semnat și eu acolo pe panoul acela pentru unire, pe 27 martie. Și pentru că o să-l prezint pe domnul primar de la Comrat, este fratele nostru, Serghei. Un salut pentru cetățenii și turiștii noștri, te rog. Bună seară, stimați slăinici. Mulțumim pentru invitație, domnul primar. Prima dată eu nu vin în Slănic Moldova. Deja 10 ani cu familia, venim cu o plăcere mare. Acum văd că se schimbe, aveți turiști încă mai mult. Văd că cazarele sunt pline. Mă bucur că nu am putut să găsesc, caut niște locuri pentru prietenii care au venit din Comrat. Asta e foarte bun. Cred că găsim pe cineva cine să construiască niște hotele aici. Da. Și succes! Să aveți un oraș amenajat și oamenii toți cele bune. Mulțumim, domnul primar, vă mulțumim mult. Și un cuvânt din partea unui primar prieten de la Moinești, domnul Valentin Vieru, îl invit alături. Primarii noștri frați din Republica Moldova au vorbit, dar un vecin de-al nostru nu a vorbit, așa că noi încă nu suntem frați, dar nu ne înfrățim noi, că nu suntem prea aproape. Te rog, mă. Bună seara, vă spun și eu tuturor. Domnul primar a prezentat până acum frații cu care a încheiat un acord de înfrățire. Cu mine nu este nevoie, pentru că eu consider că sunt cel mai bun frate al lui. Municipiul Moinești cu Slănic Moldova întotdeauna a avut o relație de frăție deosebită. Vreau să-i mulțumesc pentru invitație și să-l felicit și pe dumnealui și Consiliul Local, pentru că au ales să mai se înfrățească cu încă 3 localități din Republica Moldova. Asta va duce undeva mai sus Slănicu, undeva când se vorbea de perla Moldovei și cred că îi va veni rândul din nou să se vorbească astfel. Dar și de municipiul Moinești, care de anul trecut a primit titlul de stațiune turistică de interes local, vă invit să vizitați municipiul Moinești, aveți ce vizita. Pentru a deveni o stațiune cât mai cunoscută, mai sunt multe lucruri de făcut, dar pe 7, 8, 9 septembrie la Moinești se desfășoară manifestările culturale. Pentru prima dată în Moldova va sosi icoana de la Nicolae, icoana făcătoare de minuni. Vineri pe 7 septembrie la ora 17 și va avea loc și o procesiune. Sâmbătă, inaugurarea unui monument dedicat centenarului și, bineînțeles, alte activități sportive culturale. Dar și acea serbare câmpenească la care participă oamenii de obicei la zilele orașului. Vă invit pe toți, pe domnul primar, consilierii locali și pe dumneavoastră care astăzi sunteți turiști sau localnici aici la Slănic Moldova. Felicitări! Să-i felicit și pe cei din Republica Moldova, că sunt
sunt frații noștri, vorbesc aceeași limbă. E un festival de promovare a tradițiilor strămoșești, toate în limba română. Sunt frații noștri, fericiți, le mulțumesc că sunt aici. Mulțumim, Valentin, am invitat-o deja pe doamna Maria Stoianov. Semn că încheiem cuvântul și trecem la muzică, da? Încă o dată, dragii mei, vă mulțumesc mult. Prutul ne desparte, stănicul ne unește. Prin cultură, tradiție și grai. Vă mulțumesc din suflet, multă sănătate și de plăcută la Sănii Moldova și revenire grabnică și o apreciere deosebită pentru doamna Maria Stoianov, care vorbește așa din suflet. Și am spus și astăzi, repet, cu cât mai mulți frați de peste Prut, cu atât aici la noi în Sănii Moldova, cu atât poate vom fi mai blânzi, pentru că ei au o voce blândă și un grai și un port foarte frumos. Vă mulțumim mult, doamna Maria Stoianov, președintele Asociației Suflet de Artist. Mulțumesc, să rămână. Mulțumesc, domn primar. Doamnelor și domnilor, să nu le dăm voie să plece așa după pe iarbă verde, pe toloacă, pe toți primarii. Vreau să o invit pe Daniela Pleșca lângă mine și pe toți primarii, oaspeții, domnul Gheorghe, dumneavoastră, așa câte unul, câte doi, la hora deșteptării, versurile scrise de Ion Prisăcaru, care are un bordei în Slănic, Moldova. Și dumneavoastră vă rugăm pe toți să ne prindem într-o hora deșteptării. Cântă Daniela Pleșca! Hai, luați-vă de mâini, jucați ora, frați români, ora nouă a deșteptării pentru reîntregirea țării. Basarabene, văd că te deștepți mai bine și înțelegi că fericire poți să da doar în unire. Române, drag române, oriunde viețuiești, în ora deșteptării, hai vino să vestești. O țară românească, reîntregită mândră, de-a purul să trăiască. Iată-o coră vrea să vină și frumoasa bucurie, și-a luptat cu îndârjire pentru a țării reîntregire. Iată mara mureșenii tropăind cu armele, vin în ora deșteptării pentru reîntregirea țării. Române, drag române, oriunde viețuiești, în ora deșteptării, hai vino să vestești, că ne dorim cu toții o țară românească. Bătoși ca și vărtenii, nu rămâne nici creșana să nu intre în joc în țara. Tot România se avântă, hora deșteptării sfântă. Hai, luați-vă de mâini, jucați hora, frați români, hora nouă a deșteptării pentru reîntregirea țării. Române, drag române, oriunde viețuiești, în hora că ne dorim cu toții o țară românească, reîntregită mândră.
Pleșca, mulțumim primarilor din Republica Moldova, mulțumim primarilor de România, consilierilor pentru înțelegere și susținere. Doamnelor, domnilor, programul nostru abia începe. Vă rugăm, vă invităm, dacă vă gâdilă talpa, încercați să o gâdiliți și dumneavoastră aici, în parcul nostru, pe scena noastră improvizată. Cântă compozitorul, programul său drag, cu piesele frumoase, Saveliu Cojocaru! Unde mai Dragii mei, frate, suntem în centenarul Unirii, dar eu sunt cât că te-am nemunit. Cântător, stea sub Sfântul Tricolor, stea sub Sfântul Tricolor. Împliniți cu toți am fi într-un stat de neamuni, într-un stat de neamuni. Într-o cuvânt și-o simțire, să luptăm pentru unire, să luptăm pentru unire. Să trăim fără hotare, într-o Românie mare, într-o Românie mare. Într-o cuvânt și-o simțire, să luptăm pentru unire, să luptăm pentru unire. Să trăim fără hotare, într-o Românie mare, într-o Românie mare. Hai să vedem din nou mână pe mână, frații mei cu inimă română. Ăsta e crezul și menirea, să-i făptuim unirea. Hai să vedem din nou mână cu mână, frații mei cu inimă română. Ăsta e crezul și menirea, să-i făptuim unirea. România, țară sfântă, Basarabia te cântă, Basarabia te cântă. Căci suntem prin sânge frați și la Nistru și-n Carpați, și la Nistru și-n Carpați. Din Copila, Timișoara, dragă ne e Doamne țara, dragă ne e Doamne țara. Țara mândră de români, de la Daci aici stăpâni, de la Daci aici stăpâni. Din Făcut la Timișoara, dragă mie, Doamne țara, dragă mie, Doamne țara. Țara mândră de români, de la Daci aici stăpâni, de la Daci aici stăpâni. Hai să vedem din nou mână cu mână, frații mei cu inima română. Ăsta mi-e crezul și menirea, să-i făptuim unirea. Hai să vedem din nou mână cu mână, frații mei cu inima română. Ăsta mi-e crezul și menirea, să-i făptuim unirea. Să bem din nou mână cu mână, frații mei cu inimă română. Ăsta e crezul și menirea, să-i făptuim unirea. Hai să bem din nou mână cu mână, frații mei cu inimă română. Ăsta e crezul și menirea, să-i făptuim unirea. Și hai omule să-mi petrece, că viața ca mâine trece! Omul care nu petrece, face unde mai trăiește. Nu te plec, mă vețiresc, viața-n câte că trăiesc, mă. Omul care nu te plec,
și cum anii trec. Nu te trec cu toată lumea, nu te trec cu toată lumea, de sânte pe până lumea. Eu tot când și mă petrec, eu tot când și mă petrec, să nu simt cum anii trec. Mă petrec cu toată lumea, mă petrec cu toată lumea, de sânte pe până lumea. Hai omule, șume trece, că viața ta mâine trece. Ca mâine ții se bucani și țărâna vrea banii. Hai omule, șume trece, că viața ta mâine trece. Ca mâine ții se bucani și țărâna vrea banii. Tot când și mă petrec, tot când și mă petrec, să nu simt cum anii trec. Mă petrec cu toată lumea, mă petrec cu toată lumea, de sunt pe până lumea. Tot când și mă petrec, tot când și mă petrec, să nu simt cum anii trec. Mă petrec cu toată lumea, mă petrec cu toată lumea, de sunt pe până lumea. Mulțumesc! Hai, Luca!
siete tanti imputisti. Se si è avuto un amore, che la noia serve a trovare. La Slavic Moldova è serbatore, ha venito frati della Basarabia. Saveliu Cojocaru, doamnelor și domnilor, încercați să dansați, să vă simțiți bine, că nici stelele nu au apărut și n-are cine vă urmări. Acum suntem liberi ca pasărea. Eu vreau să vă invit la un gen de muzică foarte sensibil. Dansează cine poate! Și domnilor, în fața dumneavoastră vin artiști și artiști, unul mai bun ca altul. Următoarea interpretă este artistă din Republica Moldova, este profesoară de canto, este interpretă de muzică populară și ușoară, dar cum cântă? Foc! Sper să vă placă! Maria Țărnă! Bună seara, bine v-am găsit, sănătoși, voioși, măriuță dragă, știi ce vreau să întreb?
Ții minte podușa ala cu flori? Până la începutul anilor 90. Eu eram micuță. Dar eu eram mare de amă. Atâta speranță. Atâta speranță. Și au început să construiască imaginar după asta de poduri. Poduri între Academia de Știință, poduri între scriitori, poduri între agricultori. Eu aș zice așa, să se cheară toate podurile astea, strămâi poduri, noi avem poduri peste Prut. Lăsați podurile cele care sunt construite, fizice, și să treacă lumea dintr-o parte în alta. Dacă s-o mai scos sârma ghimpată, a putem și mai vrem două guverne, două parlamente, poate facem și o dubă de stat? Eu vă invit pe toată lumea acum, cu inima plină de românism, de patriotism, cu gânduri frumoase și să dea Dumnezeu odată să se unească neamul ăsta al nostru la o horă. Așa încet, ușor, să nu ne hurducăm, încet, 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 omule să știi. Așa în continuare, numai că mărim viteza cu sârbușoară frumoasă, o camarul de la tare dulce. Merg să te
Așezată, ghinii frumoase. Știți? Facem electricitate, toată lumea stă din loc. Să-i iasă pară și copțile, bate și-n sablă-i șoc.
asta e doi. Maria Țărnă, vă rog să o aplaudați. Ce frumos joc avem noi români, nu are nimeni așa joc. Doamnelor și domnilor, ce am face noi fără sufletul ăsta sensibil pe care numai noi îl avem, de la daci lăsat, moștenit de la ei, un sufletel cât o bob de mazăre, dar cât o Românie de mare, fără cuvânt, căci cuvântul a fost la începutul creierii lumii. Ce am fost noi? În fața dumneavoastră vreau să invit un suflet care vibrează în dimensiuni coloristice foarte inovatoare, să zic așa. La stradă și eu să vorbesc românește și să prezint bine. Sper că-mi reușește, nu? Gheorghe Calamanciuc! Corect am spus, domnul Gheorghe. Ne vedem rar, eu de atâta greșesc. Gheorghe Calamanciuc, poet, are peste 30 de cărți scrise, este prozator, este un om complex, vine din Baraboi, dacă nu greșesc, tot din Baraboi veniți. Din Ținutul Herții, Maria! Din Ținutul Herții, Doamne, și Bucovina de Nord! Doamne, ferește să-mi facă după concert! Cum am uitat eu? Eu special am uitat ca să vă țină lumea bine în minte! Gheorghe Calamanciuc! Da, pune, pune pe el. Nu vine. Nu vine celălalt, încă nu stă vine. După Revoluția Românească, de la Timișoara... Stați un pic. Eu pot vorbi tare, așa că am vorbit la... Catedră, am fost omul catedrei și m-au ascultat studenți și fără microfon. După Revoluția Românească, Gheorghe Calamanciuc respiră. Respiră aerul de la Slănic în tot anul. De două ori numai cât în această perioadă n-am fost. Și aud glasul petrelor râului Slănic. Am două cărți de poeme în care am găzduit câte un ciclu de poezii, de poeme zămislite aici. Pe scaunele, iată aici, aproape de aleea clasicilor. La Slănic. La Slănic timpul ți se oprește maiestuos și te întreb înspăimântat, canceros, ce-am făcut până acum cu sufletul meu? Cât de încărcat a fost de Dumnezeu? Cu ce căderi m-am omit abisul? Ce înălțimi mi-au furat visul? Ce regrete prădalnice m-au rupt? Ce iubiri m-au ars și m-au rupt? Ce regrete prădalnice m-au subt, scuze. Ce iubire m-au ars și m-au rupt. La Slănic timpul întotdeauna tânăr. Vânjos e, îl simți proptea lângă umăr. Bărbații sunt aspri, frumoși ca niște miri. Femeile au pe buze trandafiri. La Slănic lângă izvoare bătrân și sărac, m-am îmbogățit și am întinerit cu un veac. Și acum un po-